Mai bine de jumătate din satele Moldovei nu au acces la alimentarea cu apă potabilă din sistemul public. Localitățile cu cel mai mic nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă sunt din nordul țării. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2019 acces la sistemul public de alimentare cu apă au avut 53 de municipii și orașe și 724 de localități rurale. Aceasta reprezintă 50,7% din localitățile țării. În profil regional localitățile din municipiul Chișinău, 88,6% și Uta Găuze, 78,1% dețin cel mai mare nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă, iar cel mai mic nivel îl are regiunea Nord, 35,5%. Pe parcursul anului trecut, lungimea totală a peductelor și rețelelor publice de distribuție a apei s-a atins cu 0,4 mii de kilometri, alcătuind 14,7 mii de kilometri. Comparativ cu anul 2016, lungimea totală a rețelelor publice de distribuție a apei s-a majorat cu 10,5%. Cu serviciu public de canalizare au fost asigurate 7,6% din totalul localităților țării. Cea mai mare pondere a localităților cu acces la sistemul public de canalizare s-a înregistrat în Municipiul Chișinău, 71,4%.